Îmbrăcat în haina unui optimist, eu sunt un optimist incurabil care vede lumea negru. Am să vă spun câteva lucruri despre revistă. Bănuiesc că printre cei care sunt aici, nu sunt nici măcar cei 17 autori români contemporani care au publicat, sunt numai vreo 10, după părerea mea, 17 sunt prin țară. E o problemă cu... sunt câteva probleme. Gândiți-vă cei care nu scrieți. Dacă ați avea această preocupare de a scrie în fiecare zi un rând, două rânduri și la o săptămână sau două să dai gata o povestire, ce faci cu ea? O bagi în sertar. Mai trece o lună, mai scrie o povestire. O bagi și pe aia în sertar, pentru că nimeni în România nu publică fără să scurtă. Mai publică? Mai publică, dar e adevărat, dar nimeni nu știe unde. De exemplu, există o revistă la Brașov, Astra, care publică proză scurtă. Din când în când. Dar dacă te adresezi la revistele literare obișnuite, vei constata că nu există o deschidere. Am să vă povestesc o întâmplare, fac cu paranteză, o întâmplare cu Jack London. Jack London, înainte de a deveni celebru, a scris povestiri scurte de 1000 de cuvinte. Asta era normal, atunci se plătea la cuvânt. Și a scris una, două, trei, le-a publicat în revistele care anunțau că se plătesc $10. $10 era povestirea. Și n-a primit bani. Era la 1900, când $10, cum ar fi acum 10.000. Cam așa. Și văzând că nu e plătit, și-a luat arma spinare, a intrat cu ea în redacție și a zis: ori mă plătiți, ori vă împuși pe toți. Și a plecat cu banii, cei $10 pe care a făcut și a continuat cariera. În general, când noi scriem... Noi plătim, nu. Asta trebuie, un lucru trebuie spus. Revista îi plătește pe prozator pentru că este munca și talentul lor. Toate astea trebuie plătite. Nu există muncă voluntară în artă. Când auziți muncă voluntară în artă, gândiți-vă că e o șmecherie. Cum vorbea Saltykov Ščedrin despre patriotism, când cineva vorbește despre patriotism, fiți sigur că s-a furat ceva. La fel este și asta. Dacă e pe gratis, atunci ceva nu e în regulă. Talentul și munca se plătesc. În general, un scriitor, pentru a scrie, acceptă cele mai umile poziții sociale, cele mai nefericite împrejurări, tocmai pentru a scrie. Și tocmai acolo unde oferă cel mai bun lucru de care este capabil, acolo să-l păcălim, nu. Deci am încheiat paranteza. Revista Iocan se mândrește că își plătește autorul și autorii și sperăm că odată cu timpul prețul unei povestiri să fie prețul unui roman plătit în rețeaua, în celelalte edituri. Pentru că în momentul de față, nu știu dacă știți, un autor român care vinde 1000 de exemplare, 1000 de exemplare dintr-o carte, câștigă în jur de 1200 de lei. Cam asta e. Ăsta e un succes, atenție, e un succes. Te-am întors la prosă. Am plecat cu povestea asta, de multă vreme aveam un gând și întâmplarea a făcut ca eu, Marius Chivu și Cristi Fădărescu să ținem niște cursuri de scriere. Nu de creative writing, că noi nu putem învăța creativitate pe nimeni. Cei care vin la cursuri sunt oameni care vor să scrie și să împiedică în cuvinte. Sunt prea multe cuvinte. Pe care să le elimin? Care e bun și care e rău? Fantastic sau teribil? Înnorat sau ploios? Care e cuvântul bun care stă bine în pagină și îi trezește cititorul? Asta facem tot. Asta e cuvântul bun, asta e cuvântul rău. Asta e timpul verbal bun, asta e timpul verbal rău. Nu e despre asta, dar am avut împreună cel puțin 150-160 de cursanți. Dintre ei, vă spun cinstit, cel puțin 30-35 sunt scriitori în toată puterea cuvântului. Ce le lipsește? Ieșirea la mare. Editura. Speranța că publicul va vedea ce scriu ei. Nu există această speranță, pentru că nimeni nu cumpără proză scurtă.
De ce nu cumpără proză scurtă? Pentru că nu se publică. De ce nu se publică? Pentru că nu se citește. Și am zis, hai nene să facem o revistă care numai și numai pe acest domeniu să punem oamenii talentați care scriu extraordinar, curat, puternic, zdravă, când îi citești, îi citești cap coadă și îți reții respirația și brusc publicul va înțelege că cei care scriu, scriu bine și pot avea încredere. Al doilea lucru. Dacă o să citiți, sigur, voi autorii veți citi, dar ceilalți? Dacă ceilalți vor citi aceste pagini, vor constata că e prima dată, eu cred că este prima dată, când proza de acest tip, proza scurtă, dă o imagine a societății românești contemporane într-un alt mod. O să râdeți, baza acestei cărți este clasa medie din România. De la low middle class la high middle class. Sunt toate preocupările, toate disperările, toate neajunsurile, toate speranțele, toate iubirile, toate înșelările care îmi trec nouă prin cap. Sunt convins că citind veți fi înăuntru proselor acestea. Al treilea lucru. Cred, așa cum v-a spus și Cristi Dodorescu, că în cel puțin 10 ani, în 10 ani, cine a ieșit aici în primul număr din Iocan, va face parte din galeria super a literaturii române. 2. Sunt mai multe subpuncte. Am publicat la începutul revistei Iocan trei autori străini cu lucrări inedite în limba română, cele care vor urma să apară la editura Humanitas, la editura Art și la editura Verlag. O să constatați un lucru extraordinar. Nu există diferență de calitate. Toți cei care publică în Iocan scriu la acel nivel. Depinde dacă vă place sau nu. Dar scriu la un nivel profesional. Ambiția noastră este să reinventăm profesionalismul în literatura română. Asta de proză scurtă. Când o scrie, vom scoate o revistă de roman, așa, un tom, cum are Breban, unde se scrie numele pe vertical. Și îi pui cartea în picioare și scrii Nicolae Breban și încă mai este loc. E o glumă, sigur, domnul Breban, domnul academician, mă va ierta, eu doar o glumă. Bun. Deci când faci lucrul ăsta, trebuie, în primul rând, să ai un public. Și publicul se câștigă. E ca în dragoste. Îi faci o declarație de dragoste. În primele 10 rânduri, ține-te de ea. Du-o până la sfârșit, înșală-l dacă ai nevoie. Du-te cu altul, pleacă pe câmpii, părăsește-ți familia asta, dar du-l pe cel care citește până la capăt ca să vadă cum e. Și toate povestirile pe care le vedeți aici, toate prozele scurte, fac acest lucru. Ăsta este singurul principiu pe care îl iubim. O proză bine scrisă, care are adresabilitate, care poate fi citită așa cum se citesc, ați observat că există o mare diferență între literatura română și literaturile străine, că timp ce în literaturile străine lucrurile sunt clare, sunt limpezi, sunt simple, sunt concrete, sunt adevărate, în literatura română există o explozie de filozofie a vieții, de-aia de 2 bani. Nu, nimeni nu face lucrul ăsta. Ceea ce ai de spus, îl spui prin personajele tale și prin acțiunea ta. Și prin cuvintele alea. Puține, număr. Hai să nu mă rugesc. Vă spun. Ți-am simțit să te uiți la cea. Vă spun un lucru. O să vă plac. Vă jur, veți vedea că ce citiți acolo sunteți voi povestiți de o altă gură. Sigur, nu o gură străină, ci propria gură, aia care se deschide uneori în cap, și care îți spune propria ta poveste de mâncât tu însuți ești uimit de ce ai putut să trăiești. Mi-aș dori, mă uit la voi, sunteți mult mai tineri, să ne putem vedea peste 25 de ani la numărul 100. Dar mi-e teamă că o să vă vedeți numai între voi, între voi. Vă mulțumesc!
Nu știu. Mai avem ceva de spus? Dacă aveți întrebări, din păcate nu s-a putut să ne marcați aici, așa că dacă vreți să vă mulțumim.